Exerciții pentru verificarea funcționării mijloacelor de alarmare a populației au avut loc miercuri, când în toate județele din țară au fost pornite sirenele de alarmare publică. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că astfel de simulări se vor desfășura în prime zi de miercuri a fiecărei luni, între orele 10 și 11, în localitățile alese aleatoriu. Astfel, în județul Argeș, sirenele au putut fi auzite de cetățenii din comunele Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioarea, Valea Mare Pravăț, Stoienești, Lerești, Bughea de Jos, Aninoasa și Hârtiești. De asemenea, semnalele acustice s-au auzit și în orașele Mioveni și Pitești. Exercițiile au ca scop verificarea funcționării mijloacelor de alarmare a populației, astfel încât să fie centralizate permanent date privind starea echipamentelor de avertizare și alarmare, precum și pentru pregătirea continuă a autorităților administrației publice locale. Rezultatele verificărilor vor fi centralizate la nivel județean și vor face obiectul unor analize în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în vederea îmbunătățirii modului de alarmare a populației în instituții de protecție civilă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să rămână calmi și să-și desfășoare în mod uzual activitățile, să urmărească informările ISU și ale autorităților administrației locale, fără alte măsuri suplimentare. În cadrul exercițiului vor fi verificate doar sistemele de alarmare, iar mesajele tip voce vor fi particularizate cu sintagma exercițiu. Semnalul de alarmă la dezastre se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Semnalul de prealarmă aeriană se compune din 3 sunete a 32 de secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Semnalul de alarmă aeriană se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Semnalul de încetare a alarmei se compune dintr-un sunet continuu de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute. Următoarele teste privind sistemul de alarmare publică vor avea loc în alte localități din toată țara în prima zi de miercuri din luna următoare, adică pe data de 6 septembrie.